Angajatorii din județul Sălaj oferă în perioada 28 august-3 septembrie 125 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe posturi, respectiv 50, sunt disponibile în servicii unde se caută pentru angajarea agent vânzări, șofer autocamion, mașină de mare tonaj, muncitor necalificat, electrician auto, inginer electromecanic, inginer electronist, mecanic agricol, tâmplar universal, vânzător și instructor sportiv. Șanse de angajare au în această perioadă și cei care vor să lucreze în industria lemnului, unde sunt vacante 39 de posturi de tâmplar, muncitor, dulgher și fierar betonist, precum și cei care vor să lucreze în industria confecțiilor, unde de asemenea sunt libere 33 de posturi pentru muncitor necalificat, cusător piese din piele și înlocuitor și confecționer asamblor articole din textile. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, tot în această perioadă, în construcții se caută pentru angajare 20 de dulgheri și fierari betoniști, iar în industria alimentară se caută bucătar, brutar și muncitori necalificați. Trebuie spus de asemenea că în comerț sunt disponibile alte două posturi pentru agent și manipulant mărfuri. Sălăjenii care vor să afle mai multe detalii despre locurile de muncă vacante se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj sau pot suna la numărul de telefon 0260 612 463.